Bună dimineața! Astăzi vorbim de un Maserati 4 porte. Știu decât că are un motor 4.2, benzină, V8 aspirat, la 100 de km pe oră în 5,2 secunde. O mașină sportivă care are 2,2 tone și 400 de cai. Maserati 4 porte Sport GT din 2005. O mașină despre care nu știu foarte multe și nici nu o să mă dau foarte tare peste cap ca să aflu. O mașină foarte mișto de altfel. Numai că mașina asta are o singură problemă: cutia de viteze. Are o cutie secvențială, semi-automată, cum vreți voi să-i spuneți, care este, într-un cuvânt, roțile sunt pe 20. Bă, mașina arată într-un fel. Grila specifică Maserati. Gurile astea, prizele astea de aer, care sunt specifice Maserati. Evacuare dublă, care se aude foarte mișto, o să o auziți. O mașină sportivă, o mașină elegantă, o mașină scumpă. Prețul de catalog al mașinii este a fost de 100.000 de euro. Ce... O mare problemă. Cutia de viteze. Cutia de viteze care este... Nu, iertați. Care este praf. Ăsta este schimbătorul. Alcantara de plafon. Pielea din mașina asta e genială, e mișto, foarte mișto, foarte plăcută la atingere. Ăsta cred că este carbon. Padele pe volan, funcții multe pe volan. Memory seats, power seats. Îmi plac pedalele maxim. Hai să vedem în spate cum se stă. Băi, vrei să spun ceva? Vrei să spun ceva? Că mă simt foarte șmecher în spate aici. Îmi place foarte mult cum se deschid și cum se închid ușile. Deci clapetuța asta e foarte șmecher, că e mare așa. Și mânerul ăsta. Și ușa, frate, se închide când închizi ușa la mașina asta, se simte că s-a închis ușa. Deci e tun, e beton. O mașină solidă, se simte că e o mașină solidă. Îmi plac șmecherile astea de aici, gadgeturile astea, gizmo astea. DVD player. Ah, DVD player, mă, ăsta e DVD player. Și ăsta este display-ul. Ce tare. Și de aici sunt aici comenzile pentru climă. Nici nu știu dacă se vede. Ce naiba fac aici? Da, deci DVD player-ul, Blaupunkt, nu știu dacă e original, posibil să fie. Butonașele astea aici sunt mișto. Ăsta cred că e carbon, sigur este carbon, așa am dat senzația. Da? Ăsta display-a și ăsta. Ca să pot eu să mă uit la filme când șoferul meu conduce. Când o să am eu bani mulți, Doamne ajută la toată lumea. Sistemul Bose, da, Bose cu Blaupunkt, nu? Semnul Maserati, sigla Maserati ieșită în relief pe scaune. Te glezi, opa! Pot să reglez? Cred că pot să reglez scaun, pot să umblu la scaunul ăsta, bă. Sau și banchetele, se poate umbla la banchete, mă? Băi, dar aceeași treabă, lipicioase, butoanele lipicioase. Și astea de aici, și din bord, și astea de aici. Nu știu ce fel de material e, că se lipește. Cu timpul de la, au trecut ani peste ele și se lipește. Nu știu, zici că e o mânuță de copil care a mâncat ciocolată lipicioasă așa. Hai să vedem ce pot să facă în mașina asta. Și miliția.
dar și cu frânele. Nu știu, cutia. Sunetul ăsta de V8, foarte smut. Bă, când vrea ea trage. Când vrea ea trage. Hai că vreau să fac câteva drive-by-uri. Fără caschet.